Îi invit pe scenă, pe fotolii, pe vorbitorii din acest panel, să anunț mai întâi toate pe Mihnea Cătuții, Head of Research la Energy Policy Group. Mulțumesc, Mihnea, pentru amabilitate. Domnilor Constantin Nichimaie, ABB, te rog să-i loc, domnul Gabriel Tache, Country Sales Manager la Eaton, Petre Ciobanu, Key Account Manager European Deur, Asia la Valmont, Marius Bolba, Sales Manager la Geminox, Uh, Liviu Drăgoi, Sales Manager la Ace Industrial Software Solutions. Uh, vă invit să luați loc. O să facem o probă acolo sau uh, hai să încercăm și cu jucării asta. cel mai bun. Uh... Domnilor, doamnelor, vă invit să luați loc. Vom începe imediat. E important să ne acordați atenție și în următoarele minute pentru a avea ce discuta după aceea, după ce închidem această sesiune a patra a zilei. Suntem la uh, momentul în care vorbim despre cum putem folosi tehnologiile pentru a face ca energia regenerabilă să fie mai eficientă. Mă aștept la. Informații concrete, mă aștept la referiri la tehnologii, mă aștept la uh, proiecte, lucru sau pilot, lucruri cu care să rămânem în minte și să, pe care să ne putem baza de aici încolo atunci când vorbim despre energia regenerabilă. De ce? să dăm mai mulți bani pentru, pentru energie regenerabile. Pentru că sunt eficiente. Pentru că sunt astăzi mai eficiente decât erau acum un an sau doi. Aceasta este, în general, perspectiva pe care am propus-o vorbitorilor. Mă bazez pe Mihnea să facă introducerile. De fapt, să dea microfonul fiecăruia dintre vorbitori și să conducă dialogul. Mă aștept poate și la niște comentarii în zona de offshore. Este o zonă în care știu că Mihnea a lucrat împreună cu echipa de la EPG în ultima vreme. Haideți să vedem, este și pentru mine una, o zonă de interes. Abia aștept să văd ce se va întâmpla. Mihnea, ai microfonul. Sigur, mulțumesc foarte mult pentru invitație, mulțumesc pentru, pentru, introducere și eu îmi doresc să discutăm da, despre soluții concrete, tehnologii noi, inovație pentru a face energia regenerabilă mai eficientă. Nu vorbim despre mai multă energie regenerabilă, dar și modalități mai inteligente de a o instala, de a o utiliza, de a consuma energia produsă prin aceasta. Am să trec direct la domnul Chimoei, care are o prezentare pentru noi. Bună ziua! Numele meu este Constantin Ichimoaie și astăzi mai aș dori să vă povestesc un pic despre a, alegeri inteligente a, pentru o infrastructură energetică a, sustenabilă. A, în primul rând, aș dori să vă povestesc un pic despre compania pe care o reprezint. Compania se numește ABB, este lider în tehnologie cu o istorie de peste 130 de ani și o cifră de afaceri de peste 29 de miliarde de euro. Nu o să intru foarte mult în detalii cu patru divizii, electrificare, robotică, acționări, automatizări de proces și acționări electrice. Care sunt prioritățile noastre? Astăzi vorbim despre sustenabilitate, vorbim despre energie regenerabilă. Uh, mie îmi place să spun sustenabilitatea înseamnă să faci mai mult din mai puțin, cu mai puțin. Asta înseamnă sustenabilitatea. Uh, astăzi s-a vorbit des, uh, foarte mult în primele paneluri despre. Ce influențează, sau care au fost catalizatorii care au dus la acest al doilea val de regenerabile. Nu o să intru foarte mult în detalii, să vă vorbesc despre deciziile politice și uh, cererea de energie. Uh, aș dori să vă povestesc mai mult despre partea de uh, uh, energie, uh, cum se împletește producerea cu consumul. Creșterea consumului de energie, împletit cu creșterea bazei instalate de încărcătoare pentru vehicule electrice, nou val de mobilitate electrică, face posibilă această extindere în regenerabile. Dacă îmi aduc bine aminte, la primul val de regenerabile, în România exista o infrastructură energetică clasică. Producție, transport de energie, distribuție la consumatori, în principal consumatorii erau, erau, să le spunem, industria, locuințele, clădirile de birouri. în zil, Acum, la al doilea val, vorbim despre rețeaua viitorului disponibilă astăzi. Nu mai vorbim de o, despre o structură despre o structură liniară. Vorbim despre o structură distribu, distribuită. Producerea energiei este mult mai aproape de consum. Fie că vorbim despre consum pe joasă tensiune sau pe medie tensiune, Uh, aș dori să vă arăt un pic cam cum ar arăta o uh, din punct de vedere schematic uh, o, o rețea de producție, producție transport uh, transformare a energiei în general de la 110 la, la 20 de kilovolți și dacă Vă uitați pe, pe ecran, o să vedeți că avem producție, de exemplu, eoliană, care generează, injectează în 110, sau în 2,20, sau în 400, dar avem și producție de fotovoltaic, care este aproape de consumator, fie că vorbim de industrie. Și s-au vorbit despre astăzi despre soluții pe acoperișul acoperișurile fabricilor, fie că vorbim de clădiri, de case și, foarte important, despre noua infrastructură pentru vehicule electrice de transport. Aici putem vorbi despre vehicule electrice, despre autobuze electrice și chiar despre infrastructura de uh, transport pentru tramvaie, trolee troleibuze sau metro. Ceea ce vedeți pe prezentare cu, cu negru sunt domeniile în care ABB are expertiză de peste în decursul timpului. Celulele de medie, tensiune, tablouri de joasă, tensiune, infrastructură pentru stațiile de încărcare pentru vehicule electrice și aici avem instalate în România EV chargere de la 11 kW până la 360 de kW, avem instalate EV chargere care se încarcă cu așa-numitul pistol sau cu pantograf care coboară pe, pe autobuze. Bineînțeles, avem expertiză și în soluții pentru automatizare și control, sisteme SCADA și soluții pentru managementul activelor. O să vă mai dau doar două exemple. Aici un pic ca să vedeți cam care ar fi portofoliul de, de, soluții tehnice, care sunt răspunsurile tehnologice ale companiei ABB. Aș dori doar să vă spun că față de acum 15 ani când a fost primul val de regenerabile, acum avem soluții completă până la 1500 de volți, curent continuu. Pentru cei care doresc să, să reducă costurile cu, instalat, cu instalarea, cu cablurile, cu numărul de invertoare, avem sisteme de protecție și control până la 1500 de volți curent continuu. Și, bineînțeles, stațiile de încărcare pentru vehicule electrice. Acesta este un exemplu unde avem expertiză pentru. Uh, pentru aplicațiile eoliene și aici celule de medie tensiune de 30 de kilovolți cu izolație în SF6, cu izolație în, în aer și uh, celule de medie tensiune care se montează în, uh, în interiorul uh, turbinelor, care se montează la baza turbinelor, în stațiile de transformare care injectează în rețea. Avem soluție completă. Și vă invit... Și este o invitație la dialog pentru întrebări. Acestea suntem noi și avem o istorie de peste 130 de ani și suntem experți tehnici. Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și pentru că ne-ați arătat câteva dintre soluțiile pe care compania dumneavoastră le aduce în provocările pe care le confruntăm acum în acest val al regenerabililor, al mașinilor electrice și așa mai departe. O scurtă întrebare așa de follow-up, Dintre soluțiile pe care le-ați prezentat, ce trebuie făcut, de exemplu, pentru o rețea de distribuție locală, pentru gospodărie, pentru a ne apropia din ce în ce mai mult de acele rețele ale viitorului, în care încărcăm mașinile electrice atunci când energia electrică este ieftină, noaptea, pompăm înapoi în rețea, când este... Ce, ce fel de soluții, dintre cele pe care le-ați prezentat, trebuie instalate mai concret, ca să înțelegem ce trebuie făcut? Aș răspunde cu un, exemplu, cu un exemplu de aplicație. Vorbim despre integrarea producerii din fotovoltaice cu sistemul de clădire inteligentă și cu încărcarea și cu încărcarea vehiculelor electrice. Și toate astea se fac printr-un soft, se numește ABB Ability și avem expertiză și putem veni în ajutorul uh, celor interesați. Deci partea acestui uh, concept de sustenabilitate în care facem mai mult cu mai puțin integrând practic, toate aceste sisteme într-un mod inteligent. Noi avem de exemplu pe fabricile noastre uh, avem implementat produc producerea energiei electrice, monitorizarea consumului pe, uh, pe birouri, pe, pe fabrici pe liniile de producție. Avem integrată partea de încărcare a, a flotei de vehicule electrice și toate acestea sunt, sunt monitorizate în ABB Ability și ne lăudăm că deja avem fabrici în Germania și în Italia care sunt carbon neutral. Zero, 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 în momentul ăsta. Deci, zero emisii atât pentru consumul da, clienților da. final cât și pe întregul da, lanț da, valoric. Da. Mulțumesc foarte mult, domnului Chimoai. O să revenim la sfârșit cu întrebări către întregul panel. Aș vrea dau cuvântul domnului Marius Bolba, sales manager la Geminox. Bună ziua! Numele meu este Marius Bolba. Așa? Da, facem un schimb. Mulțumesc mult! Ne scuzați să facem o glumă. logistică, ne ajută, dar câteodată câte ne și încurcă asta în livrarea de echipamente pentru partenerii noștri. Cine suntem noi? Jamie Knox este o firmă 100% românească care își propune să vină cu soluții complete pentru partenerii săi, partenerii noștri fiind companiile care execută sisteme fotovoltaice. Am intrat, am început în activitatea noastră undeva la mijlocul anului trecut și am, am reușit să în trimestrul și 34 să realizăm o cifră de afaceri undeva la 7 milioane de euro, Venim către partenerii noștri cu soluții de, de montaj, doi producători, Cleanergy, a cărui reprezentant suntem în zona de Bal Balcanilor și Ungaria. Avem invertoare de Huawei, parteneri Ginko și Ryzen, introducem începând de, de anul acesta și cablu solar. Încercăm să extindem cât mai mult produsele pe care le, le oferim partenerilor noștri, tocmai pentru ca să luăm povara achizițiilor de pe omerii lor și să le oferim tot ce au nevoie pentru ca ei la rândul lor să poată livra uh, sistemele fotovoltaice la cheie. Uh, Clenergy este o companie uh, din Australia, una dintre cele mai mari, cu o prezență importantă în zona Asiei. Australia, de, as de asemenea, din tot ce s-a instalat undeva la 60%, cred că este acoperit de structurile de montaj Clenergy. Huawei, Jin, Horizon, cu siguranță toată lumea cunoaște aceste branduri. Avem suntem o companie românească, după cum vă spuneam, cu ambiții regionale. Avem de, avem centre logistice în România, Grecia și Ungaria, depozit și birouri. Și ne dorim să să atacăm toată zona asta a Balcanilor cu produsele noastre. Dacă ce ne dorim în an, anul 2023 să mergem către și mai multe companii să ne facem cunoscuți ca, deoarece atul nostru principal este faptul că avem tot timpul în stoc undeva la un stoc tampon de 50 de MW structuri de montaj pentru acoperiș ceea ce este ca să zic așa un, un stoc rezonabil. De asemenea de asemenea invertoare panouri Prezentarea de astăzi o să se axeze pe importanța sistemelor de montaj în, în cadrul sistem, instalațiilor fotovoltaice. Chiar dacă, ca și cost, reprezintă un procent relativ mic, este foarte important să alegem un sistem de montaj corect pentru ca întreg sistemul fotovoltaic să fie unul eficient. Foarte important pentru. Pentru, pentru un, o companie care instalează este reducerea timpului de instalare, să, să se folosească spațiul în mod optim și să maximizăm, desigur, energia produsă. Uh, unul dintre cele mai cerute și mai folosite sisteme de montaj este cel uh, pentru terase. Ne-am oprit asupra lui pentru că anul care a trecut a venit și cu primele provocări aici. Uh, Sistemul nostru de montaj, ASCENT, se adresează în principal lucrărilor care au, au folosesc panouri fotovoltaice până la 450 de wați. De ce spun asta? Pentru că, la fel ca și multe alte sisteme de, de montaj, prinderea se face pe, pe latura scurtă. Acum, la solicitarea clienților noștri și a fost chiar un, un, o nevoie a pieței. Existau lucrări deja făcute cu alte sisteme de montaj pentru terasă care începeau să, să aibă probleme prin curbarea panorului. Se foloseau panouri de 540 deja și atunci apărea problema asta cu curbarea panorului. Împreună cu Clenergy am, am, identificat un, am creat un produs, se numește Accent XL, care înseamnă prindere la mijloc și jos și sus, reglabil pe înălțime. Astfel am rezolvat o problemă, o problemă și a fost un exemplu foarte bun de colaborare între partea de vânzări care suntem noi și partea de research în development din cadrul companiei, din cadrul fabricii. Ascent este foarte bună pentru că ca și cost este optim, folosim bala balastul pe lateral, este eficient, sigur, aluminiu, cea mai bună calitate, este o practic o structură ușor de instalat, se face cu click da? și uh, din aluminiu de cea mai bună calitate uh, dar uh, am venit începând de anul acesta și cu uh, o soluție uh, soluția cu ascent XL uh, prinsă pe mijlocul panoului implică uh, automat niște costuri suplimentare și atunci am venit în, începând de anul acesta cu produsul COM 2.0 care se, se, merge foarte bine pentru lucrările cu panouri, uh, panouri, mai mari de 450 de, de vați, 546, 600, 700, pentru că prinderea se face, se face pe latura lungă. Uh, la fel și aici optimizăm, uh, optimizăm partea de, de, cost punând balastul sub, uh, sub panou. Uh, Cleanergy comercializează, de asemenea, sisteme de montaj tracking, este tracker, foarte multe proiecte, arătam la prezentările de la restul conferințelor, foarte multe proiecte deja implementate. Aceast, acest, acest sistem de montaj pe sol cu tracker este foarte, foarte important pentru că folosind Max acel magneziu zinc aluminiu, reduce și consumul de oțel, folosind scada și, și aplatizând curba de producție, este grid friendly și la fel folosind tre tre trecările putem să creștem return of investment până la cum, până la 11%. Aici se vede ce, ce înseamnă o, o, o curbă de producție cu un sistem de montaj fix pe teren și ce înseamnă una cu tracker. Vedeți cât, cât ce înseamnă stabilitate pe curba de, de producție. Sigur, după cum discutam și cu colegii mei, este foarte important să ne uităm și la ce se va întâmpla după implementarea investițiilor. Aceste sisteme tracking au senzori care îmi dau în timp real și informații despre producție. Ceea ce mă va ajuta foarte, foarte mult în partea de operațional. Trebuie să ne uităm la ce vine după instalarea parcului fotovoltaic, la optimizare, costuri, echilibrare și așa mai departe. Sisteme cu ce ne lăudăm, sigur, este foarte ușor de instalat, tehnologie wireless, securitate la panouri, instalație rapidă, instalare rapidă. Așa. A, a, ce, ca și concluzii, o alegere a unui un sistem de montaj eficient reduce a, cu, a, costul instalării și timpul de instalare, optimizează spațiul și maximizează producția de energie. Vă mulțumesc! <gântu -i> Mulțumesc foarte mult pentru prezentare și mă bucur vă că vă la dispoziție. Există cursuri. companii, da, și românești care au ambiții, inclusiv regionale. O singură întrebare scurtă aș avea. Sigur. Dacă am înțeles foarte bine, dumneavoastră aveți foarte multe centre logistice aici, în România și în regiune, dar vă bazați foarte mult pe lanțurile de aprovizionare globale. Și voiam să întreb care au fost dificultățile care poate au apărut în anii pandemici, în ultimii ani, ce înseamnă pentru o companie care are capital românesc, vinde în România dar se bazează pe aceste lanțuri de, de aprovizionare Da, ca și pentru toată lumea a fost o adevărată provocare Personalul din cadrul companiei Geminox are o expertiză foarte lungă în zona de aprovizionare și atunci noi, poate mai puțin ca alte companii, am resimțit acest, aceste probleme pe lanțul de aprovizionare Însă, într-adevăr, au fost provocări. De aceea am, am hotărât încă de la început să lucrăm cu stocuri, să ne asumăm costurile, păsând niște costuri cu stocurile, să ne asumăm aceste costuri tocmai pentru a evita să ne trezim în. să nu putem răspunde solicitărilor partenerilor noștri în timp foarte scurt știți foarte bine, viteza este, este poate cuvântul cheie care circulă în domeniul fotovoltaic astăzi. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, mulțumesc, și eu și da, mulțumesc pentru răspuns. Aș vrea să trecem la prezentarea domnului Petre Ciobanu, Key Account Manager pentru Europa și Eurasia în cadrul companiei Varmont. Bună ziua, mulțumesc tuturor. Numele meu este Petre Ciobanu, sunt chie ca manager la Valmont Industries, una dintre cele mai mari companii din lume producătoare de mașini de irigat și nu numai. O să vedeți mai departe despre ce este vorba. Regia, se poate prezentare? Mulțumesc! Compania noastră Valmont Industries a fost fondată în 1946 deci avem o istorie de 75 de ani în teritoriu. Am început în America, în Nebraska. În 1900, la mijlocul anilor 1975, 70, pardon, am fondat Valmont Utility, din care Valmont Solar în momentul ăsta face parte. În 2007 am, să spunem, am preluat acțiunile majoritar a Convertitalia SPA, din, companie care ne va ajuta mai departe să dezvoltăm business de solar. O să vedeți despre ce este vorba în paginile următoare la jumătatea anilor 2020. <coughs> uh, pardon, 2000 uh, Convertitalia se extinde în America Latină și nu numai, și în multe alte țări. Uh, în 2018 Valmont cumpără uh, scuze. În 2007 Valmont Convertitalia se fondează. În 2018 Valmont cumpără Convertitalia datorită experienței pe care o acumulează, ca și companie Valmontul preferă sau da, preferă să cumpere know-how în loc să-l clădească, pentru că știm foarte bine companiile mici dezvoltă idei mari. În 2019 Valmont Solar brand, ca brand este lansat. În 2020 Valmont cumpără Solbras Brazilia. Și o să vedem mai departe ce înseamnă fiecare dintre aceste companii și care este motivul pentru care aceste achiziții au avut loc. Pot să spun despre compania noastră că aduce împreună 75 de ani de experiență în domeniul structurilor metalice, ne-am poziționat ca și producător sau furnizori de, structură, de infrastructură vitală, infrastructură electrică, infrastructură transporturi și așa mai departe. Cumpărând Solbras și Convert, am poziționat structura noastră sau capacitățile noastre de producție metalice în domeniul solar și o să vedeți cum. Convert Italia. Este o companie de referință în, în, în foto, industria fotovoltaică. I-am cumpărat în 2018, am cumpărat acțiunile majoritare în 2018. Suntem mândri că am făcut asta. Știm că am făcut o achiziție foarte bună. Acumulăm 35 de ani de experiență în sectorul energic, energiei, să spunem împreună, Valmont și Convert. Nu mai menționăm că suntem deja de 75 de ani în industria grea a metalelor uh, Valmont Solar Expansion sau expansiunea Valmont Solar în piața internațională a început în, în Africa de Sud, a, început în, a continuat în India și așa mai departe s-a extins în Brazilia, Sua și eu știu, multe alte țări în momentul ăsta, o să vedeți mai departe Sol, La momentul achiziției Solba, Solbras din Brazilia um, am adus in-house capacitățile de engineering și dezvoltarea parcurilor solare de la zero o să vedeți ce înseamnă Turnkey Solution pentru noi sau EPC, așa cum numim noi în businessul solar. Um, uh, Valmont, la momentul respectiv, Solbras Brazil, era o companie de top în Brazilia, uh, are o prezență extraordinară, mai ales în jurul uh, orașelor uh, São, Paulo, São Paulo și Guaia, uh, nu a habar n-am să văd asta. <laughs> uh, beneficiem de know-how-ul lor, îl transmitem mai departe în teritoriu. Vorbim un pic mai târziu despre asta. Diferențele noastre față de, față de, să spunem, partenerii sau playerii principali pe piață. Cumpărând cele două companii, cumpărând cele două companii de pe continente diferite, am adus know-how de pe mai multe continente în aceeași companie. Putem să spunem că suntem performanți din punct de vedere al debitării sau al gândirii sistemului solar. Putem să spunem că global, experiența de global engineering ne poziționează foarte bine ca și know-how. Bineînțeles, capacitățile noastre, compania noastră este o companie de 4,5 miliarde de dolari listată la bursa din New York. Asta înseamnă price stability, înseamnă stabilitatea prețului, înseamnă competitivitate, abilități de negociere cu furnizorii pentru panourile solare sau alte insight-uri care ne trebuie pentru dezvoltarea proiectului. E clar, de 15 ani suntem pe piață, de 15 ani suntem testați de către clienții noștri. La final o să vedeți care sunt capacitățile și care sunt clienții noștri într-un final. Um, nu avem limită la capacitățile de dezvoltare. Putem să dezvoltăm proiecte de 400 kW peak, care acum știm cu toții să numesc prosumer, până la sky is the limit. Avem parteneri, avem joint venture cu diferiți furnizori de energie electrică, Uh, suntem destul de cunoscuți în afara țării, în afara României. Capabilitățile, cum vă spuneam mai devreme, engineering, procurement, construction, consultancy. Uh, avem abilități de dezvoltare a relațiilor uh, intercompanii, inter uh, lucrăm cu consultanți la nivel global, sunt consultanți pe care, cu care lucrăm și în România, și consultanți care ne recomandă în uh, dezvoltarea de proiecte solar. Deci, teoretic ar trebui să fim uh, suficient de capabili să răspundem oricăror nevoi uh, a oricărui client în momentul ăsta. O să vedem mai departe un pic de ce suntem și performanți. Că știu că aștept asta, Gabi. <laughs> uh, cum spuneam, uh, am menționat engineering cu capacitățile de engineering, am menționat capacitățile de construction, este de, este de adăugat că Prezența noastră pe piață se face prin, prin existența dealerilor de irigații. Dealerii de irigații în teritoriu au echipe de montaj, electricieni, inginer și așa mai departe, pe care îi folosim și pentru proiectele de solar. Se intercalează, nu se suprapun. Irigațiile se fac în timpul iernii, solarul se face în timpul primăverii verii. Deci, practic, asigurăm continuitatea oamenilor în muncă. O să merg mai departe un pic și o să ajungem la un, unul dintre cele mai bune discuții, una dintre cele mai importante discuții. Și unul dintre motivele pentru care noi am cumpărat una dintre companiile din grupul nostru, adică de ce am cumpărat Convert din Italia. Uh, îl avem în public pe colegul Mateo. Uh, Mateo, am să, am să ridic la fileu mingea, să vorbim un pic despre tracker versus fix tracker împreună, să dezvoltăm un pic ideea asta de ce trackerul este mai bun sau eu știu, poate fi mai bun decât fix tracker. Gabi, am să te rog să pasezi microfonul lui Mateo. Mateo, câteva întrebări o să am și te-aș ruga să poți să răspunzi în engleză că o să fie, o să fie traducător pentru mesaj. Can you hear me? Okay, sorry for the English. Yeah, no problem. Thank you again for this invite. Mateo, can you tell us a little bit what's the difference between the two things to, to what's the difference in terms of material? Oh, in um, terms of material, uh, uh, we said and uh, we discussed also with uh, other presentation of our colleague uh, that uh, after the close uh, of the permit, the idea at the next level is uh, how we can extract the best value from uh, our um, plant. And uh, the single-axis tracker and the horizontal single-axis tracker now in the global market... Uh, is the um, state of art of the ranking structure for the photovoltaic because uh, we have two different options. One is uh, to use uh, uh, less land uh, uh, for the same uh, gain, same production, and the other one is uh, to create uh, the right way to efficiency our uh, investor uh, using the same land uh, with an extra value of uh, 20%. And um, that's the reason why the single-axis tracker, starting from here uh, uh, in the 20s, uh, for the first uh, North American big project, and uh, now in Latin America, um, is uh, the state of art for the utility scale project. As explained by Preter, we have uh, an approach uh, uh, fully integrated, starting from the engineering and uh, we try to serve both the market the utility scale and the dg i hired today that uh, you are absolutely focused also on the dg distributed generation and uh, our solution really flexible and uh, uh, could be the right uh, solution also for the project uh, under one megawatt or approximately one megawatt etg project Uh, thank you very much, Aș vrea să mai adaug câteva informații informații materiale care sunt foarte importante. Uh, diferența între un, un sistem fix și sistem tracker că poate să fie single axis sau double axis, adică cu o singură axă de mișcare sau două axe de mișcare. Avem un sistem acolo, un, un model acolo, un demo să spunem. Uh, Practic, sistemele uh, trackers se montează uh, est-vest uh, în poziționarea pe când, nu, scuze, se montează, e corect. Asta înseamnă că ele de fapt se mișcă atunci când soarele este poziționat deasupra cerului, ele sunt puse la nivelul ăsta ca să fie perpendicular pe soare sau soarele, razele solare să fie perpendiculare pe ele. Ceea ce înseamnă că dacă ele urmăresc radiația solară, atunci incidența radiației solare pe panoul solar va fi net superioară față de un sistem clasic de montaj cu structură fixă. Pe total, în bani, în CAPEX, OPEX, să transmite că un sistem tracker este undeva la 20% mai eficient în termen de producerea energiei față de un sistem fix, chiar dacă sistemul tracker ca și CAPEX înseamnă un 15-20% investiție inițială mai mare. Din studiile noastre s-a demonstrat că de fapt acest sistem tracker are un return of investment mai rapid decât sistemul sistemul fix. Ce înseamnă asta? Înseamnă că investorul plătește mai puțin, produce mai mult, recuperează banii mai repede cu sistemul tracker. Pe de altă parte, din punct de vedere al ecologismului și din punct de vedere al sustainability, asta înseamnă mai puține materiale folosite, mai puțină sticlă, mai puțină energie investită în panourile solare, în producția panourilor solare și mai mult decât atât, mai puțină energie folosită în, sau aruncată pe geam prin folosirea resurselor materiale, resursele Pământului. Deci îl poziționez ca un produs revoluționar, un produs uh, foarte bine, uh, foarte bine, să spunem, uh, uh, foarte bine gândit, care generează venit și profit investitorilor într-un timp foarte scurt, dar care nu face risipa resurselor pământului, resurselor naturale. Um, am să merg mai departe, să vă, arăt, un, vă arătăm un pic care sunt proiectele pe care le-am dezvoltat, mulțumim, mulțumim, mulțumite colegilor de la Convert sau care acum sunt de fapt Valmont Solar. Avem proiecte la Drăgănești Vlașca, avem proiecte, asta e în România proiectul ăsta, mai sunt încă, încă vreo șapte, dacă mi-am amintesc eu, bine dezvoltate în România. Avem proiecte în Italia, în Spania, în America, în Grecia, în Dubai, în Emirate și așa mai departe. Valmont, vă reamintesc că Valmont este o companie de 4,5 miliarde de dolari. Avem 11.000 de angajați la nivel global și tindem să ne extindem cu solarul. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc foarte mult dacă aveți întrebări, vă aștept. Mulțumesc și eu pentru explicațiile acestea de sisteme tracker versus fix. Practic, o floarea soarelui, nu se întoarce. Exact, asta uh, e cea mai bună descriere, da. Uh, e o floarea uh, soarelui uh. tehnologizată, da. Uh, am înțeles. Uh, am o întrebare, pentru că înțeleg Rob. că lucrați în același timp și în irigații, și în da. uh, fotovoltaice, lucrați și în agrivoltaice. În, uh, Lucrăm, da. Există interes în România pentru astfel de sisteme. Încă nu. Observăm interes în Europa, în țările dezvoltate pentru astfel de sisteme, unde, unde nivelul hectarului de pământ, în termen de cost, este undeva la 30, 40, 50 de mii de dolari. Fermierii respectiv investitorii respectiv nu-și permit să nu folosească la maxim capacitatea respectivei, respectivului sol. Atunci apelează la soluții de genul ăsta, pentru că o soluție. Agrivoltaic necesită niște input niște o investiție inițială destul de considerabilă, comparabilă cu sistemele tradiționale, să spunem. Dar nu e timpul pierdut. Nu pot să vă răspund la întrebare, dar o să, o să iau notițe și ne auzim după aceea. Și am să vă mai rog să reveniți cu întrebări, vă rog, în sesiunea da. de Q&A de la finalul păstrăm, panelului. Păstrăm legătura, schimbăm cărți de vizită și ne auzim după aceea. dedicat pentru, pentru astfel de conversații. Mulțumesc foarte mult pentru cu plăcere, pentru mulțumesc și eu. Aș vrea să dau cuvântul și domnului Liviu Drăgoi, Sales Manager la ACE Industrial Software Solutions, pentru prezentarea dumneavoastră. Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru invitație. Ne și ajută tehnologia, ok. O să încep cu câteva vorbe despre companie. Noi suntem distribuitori Aveva. Aveva este un vendor de tehnologie, un actor important în zona de digitalizare. În perioada aceasta ne confruntăm cu foarte multe provocări. Vorbim despre Power EU, vorbim despre energia electrică ce ar trebui să crească în mod accelerat pe toată zona de. Pe, tot globul pământesc până la urmă. Ea va veni și cu multe provocări. Uh, ok, noi acum ne concentrăm pe investiții, suntem concentrați pe a avea un return of investment rapid, suntem concentrați pe uh, a prinde oportunitatea până la urmă. Dar trebuie să ne gândim un pic ce facem ziua de poimâine sau peste 3 săptămâni sau peste 3 ani de zile. Uh, pentru că aceste parcuri, odată construite, vor trebui operate. Vor apărea provocări în rețele, vor apărea provocări din punct de vedere al entităților private care trebuie să le opereze. În zona aceasta, noi venim cu soluții care să optimizeze, vom vorbi de date, volume de date uriașe care vor trebui procesate și care vor trebui utilizate. Și totodată vorbim și de resurse umane din ce în ce mai puține și mai puțin competente. Aici tehnologia poate să compenseze toată tot, toată zona aceasta să zicem de, de carență. Din punct de vedere tehnologic, noi pe lângă soluțiile de SCADA, monitorizare, control clasice pe care le au toți furnizorii, încercăm să plasăm soluțiile pe care le avem ca pe un agregator de date și ca pe o soluție ce îți poate optimiza utilizarea resurselor pe care tu le ai. Și aici vreau să vă prezint un scurt, un scurt demo. Și o să trec foarte repede prin el, că înțeleg că suntem presați de timp din... Pe această hartă sunt integrate diverse facilități de producție, de la producție fotovoltaică și aici avem împărțite pe stringuri, avem KPI-uri, avem toate datele atât din zona operațională cât și din zona, din financiară. Respectivele, respectivele panouri. Îmi e un pic. Îmi e un pic. Sunt un pic departe, îmi seama acum. Ok, panourile se pot colora dinamic, da, rog. Panourile se pot colora dinamic în funcție de uh, gradul de producere pe care fiecare dintre ele uh, îl au, și puteți vedea în partea de jos un, o culoare un pic mai intensă față de partea de sus, care este puțin mai, mai deschisă. Uh, să mergem și către zona de eoliană. În zona de eolian vedem aceleași lucruri, doar că pe specificul producției eoliene vedem alarmele care sunt vizibile, vizibile evidențiate, putem vedea care este zona cu probleme, putem vedea zona de predictive analytics. Aici deja intrăm într-o zonă de predicție a funcționării unui echipament, ceea ce îți poate salva investiții ulterioare considerabile, pentru că în domeniul energetic vorbim de echipamente în care un, un eventual, o eventuală problemă de funcționare se propagă accelerat, cascadat. Și atunci, numai din anticiparea unui defect, poți salva foarte multe milioane de euro. Și pe lângă toată această zonă de monitorizare. Ce este foarte interesant la AVEVA este că AVEVA oferă soluții inclusiv din partea de, de proiectare și de part, în zona de urmărire proiecte. Și aici avem un proiect în desfășurare Informații despre un proiect în desfășurare, informații cu privire la stadiul de evoluție al proiectului, la costurile proiectului, la bateriile pe care respectivul proiect le are de la ce a fost planificat inițial. Cred că ne putem opri și putem trece la câteva întrebări. Da, mulțumesc foarte Dacă mult. Sunt. Da, nu, bineînțeles că sunt, că mi se pare foarte interesant uh, această soluție pe care o propuneți. Sunt un pic curios să înțeleg uh, ce proiecte sunt acoperite în ea și cine are acces la această informație. Cum poate fi obținut? Pentru că mi se pare că pe măsură ce ne îndreptăm către un sistem în care ponderea de energie regenerabilă este din ce în ce mai mare, astfel de date vor fi, practic, cheia uh, balansării sistemului și asigurarea securității operației uh, sistemului. Totul lumea vorbește că avem nevoie mereu de din ce în ce mai multe de capacități fosile pentru a balansa sistemul, dar astfel de soluții sunt parte a ecuației pentru a avea un sistem dominat de energie regenerabilă. Sunt două tipuri de decizii. Ok, vorbim de deciziile în zona operațională, și aici, într-adevăr, aveți dreptate și discutăm de Virtual Power Plant și astfel de soluții care să-ți poată gestiona uh, o serie de entități dezvoltate deja, iar astfel de soluții noi le avem în implementare prin parteneri din România, la clienți în România, uh, și discutăm de asemenea de decizii pe zona de business. Ceea ce în prezent nu prea sunt luate în calcul agregat. Adică e zona operațională, cu proprii oameni cu zona de decizie pe operațional și zona de business unde x-lui driverul principal. Ce își propun soluțiile de genul acesta promovate de Aveva este să suprapună datele și astfel încât deciziile de investiții să poată fi luate uh, coordonat și mai mult decât atât poate veni inclusiv cu tool de simulare de proces care pe, uh, dacă, dacă discutăm de dezvoltarea hidrogenului, acolo deja va fi foarte importantă zona respectivă. Am înțeles. Mulțumesc frumos! Mulțumesc și eu! Aș vrea să-i dau cuvântul în ultimul rând domnului Gabriel Tache, Country Sales Manager la Eaton, România. Da, mulțumesc. Bună ziua tuturor. Prezentarea este, este nu? Ok. A fost o zi lungă, bănuiesc, pentru toată lumea, așa că eu o să încerc să fiu cât mai succint. Am pregătit câteva slide-uri despre Eaton, despre ce avem noi, despre cum încercăm să facem față provocărilor legate de, distribu de producerea de energie, distribuția de energie, managementul energiei și am pus pe tablă un logo care este logo-companiei și spune că ne place să face să funcționeze ce este important pentru noi. Și și înainte de asta, cine este Itan? Itan este o companie, spun acolo, de Intelligent Power Management. Încercăm să facem gestiunea inteligentă a energiei și nu contează ce fel de energie, că este energie electrică, că este energie hidraulică, este scopul business-ului nostru. Suntem o companie cu peste 85.000 de Angajați în peste 175 de țări cu producție sau cu uh, firme de, de, de reprezentare sau distribuție. La nivelul 2021, compania a avut aproximativ uh, 20 de miliarde de dolari, cifră de afaceri. O să vă arăt mai puțin mai târziu cam uh, cum este structurată. Important este. Compania a fost stabilită în 1911, are peste 100 de ani, însă zile trecute a bătut din nou gongul la New York Stock Exchange. Am împlinit 100 de ani de când suntem listați la bursă. Suntem o companie foarte interesantă pentru investitorii noștri din toate domeniile de activitate ca și portofoliul al investițiilor și încă date suplimentare despre companie. Are, a fost stabilit în, în Statele Unite, în Cleveland, este zona unde a fost set, stabilit primul headquarter al companiei. Ulterior a fost mutat în, în Irlanda, în Dublin, pe motive de, de optimizare acțiunilor. Cifră de afaceri spuneam, are aproape 20 de miliarde. Interesant este net income-ul, aproape 2 milioane de, 2 miliarde de dolari, ceea ce face ca compania noastră să fie una dintre cele mai agreate companii din perspectiva investițiilor în, în, în portofoliu companiei. Ce era mai interesant... Spuneam mai devreme că ne place să facem managementul energiei, nu contează că este energie electrică și sau hidraulică. Compania are două sectoare mari de activitate. Unul este cel al sectorului electric care generează aproape 12 miliarde de dolari, 13 miliarde de dolari anual, și partea de industrial cu hidraulică, aerospace și, uh, și vehicul. Lucru interesant, zona de hidraulică, spre exemplu, suntem printre pionierii managementului, nu, nu, nu e okay, ok, Printre pionierii managementului, tot ce înseamnă sistemul de backup în cadrul aer, aeronavelor, suntem printre prin pionierii superchargerului de la mașinile Volkswagen și alte lucruri care s-au dezvoltat de-a lungul timpului de către companie. Spuneam mai devreme că este vorba de managementul energiei și sunt patru importanti piloni care stau la maza deciziilor noastre în momentul în care ne hotărâm să creem produse, servicii sau uh, lucruri conexe pentru a face ca managementul uh, energiei să fie foarte mult mai, uh, mult mai ușor pentru toată lumea. Unul ar fi partea de creăm produse Adaptate provocărilor care au apărut în momentul de față, ceea ce înseamnă conectivitate și disponibilitate. Ne bazăm foarte mult pe feedback-ul pe care îl primim de la clienți, acest customer experience care este foarte important pentru noi. Toate echipamentele și procesele pe care le avem în unitățile de producție. Au un, sunt pregătite pe, pentru industrie 4.0 uh, în așa fel încât să putem să fim mult mai uh, rapizi în, a, în acțiune și deciziile pe care le avem și nu în ultimul rând ca să fim uh, performanți, o, a facem un boost al uh, procesurilor și al productivității în cadrul procesului interne. Tot am vorbit zilele astea, și tot s-a vorbit, și mă numesc că toată ziua s-a vorbit despre. și nu ne plac cifrele și nimeni numerele despre nevoia crescândă de energie, cu precădere vorbesc acum de energie electrică. Pe de altă parte. Acest net zero carbon, care este din ce în ce mai uh, prezent în activitatea și în acțiune, și în uh, viața de zi cu zi, nu face decât să ne creeze și mai mult provocări, să ne accentueze și mai mult provocările pe care le avem în, în, în anii care urmează. Și am pus aici pe tablă, spre exemplu, se zice că până în 2030 ar trebui să fie aproximativ 75 de milioane de mașini electrice. Lucru care ne va provoca până în 2030. Asta sunt. După care, un alt lucru interesant este nevoia de computing. Nu, nevoia de computing, povesteam mai devreme, această digitalizare pe care a fost accentuată în ultima vreme, nevoia de computing generează nevoia de a avea backup de putere, nevoia de putere disponibilă Păi și pe de altă parte această energie de care tot am vorbit produsă de fie că e de fotovoltaic, fie de formă de eolian, este o energie pe care nu ne putem baza tot timpul. Vine o umbră de, de nor peste, un, peste soare și în momentul respectiv nu mai ai disponibilitatea. Și nu în ultimul rând, disponibilitatea rețelor electrice, care s-au văzut că sunt din ce în ce mai sensibile la, la power, la căderea de tensiune în rețele, ceea ce lucru care se reface foarte greu în, momentul în care aveam. Și spuneau că în statele Unite în ultima perioadă de timp a crescut cu 67% partea de shortage în, în power, ceea ce face ca nevoia de a avea backup și mai bine zis storage-uri aproximativ 900 de gigavați. Asta e numai pentru statele Unite, lucru care se, 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 se întâmplă și în România. Tot discutăm cu partenerii din piață pe măsură ce se instalează un panou fotovoltaic sau un, un, câmp, un, un câmp de eoliene, este nevoie de a păstra și a avea necesarul de energie pentru a păstra frecvența rețelei în. Răspunsul nostru la toate aceste lucruri este Everything is a Grid. Și este. Totul ca, un, ca o rețea. De ce? Pentru că, așa cum au povestit mai devreme colegii, colegii mei, modul în care. asistăm la paradigma în care, modul în care se, se transfera energia electrică de la producător la consumator, face în momentul de față, datorită fotovoltaice, ca și consumatorul să devină producător, acea, așa zisul prosumator. Și această interacțiune și dute vină între ele și faptul că energia uh, fot, uh, fotovoltaică nu este tot timpul disponibilă sau depinde de foarte mulți parametri și poate multă, și de foarte mult de, de mediu înconjurător, a făcut în așa fel încât să producem și să uh, venim cu soluții inteligente și una dintre soluții pentru care vreau să vă, atrag, să vă captez atenția astăzi este legată de, o să trec direct peste asta, E vorba de folosirea IPS-ului ca rezervă în rețea. De ce? Sunt date statistice care spune că, în momentul de față, pentru a. centre de date, de regulă, sunt cam cu 50% supradimensionate. Deci, există un disponibil de putere de peste 50% în centrele de date în bateriile, pentru că sistemul de baterie este ca men plus 1 backup în, în de date. Și este un posibil de peste 50%. Și gândiți-vă că dacă am un centru de date unde am un investi o, o, putere de calcul de aproximativ 30 de megawatți instalați, eu am o disponibilitate de 15 megawatți instalați pe o perioadă foarte scurtă, ceea ce îmi permite mie ca UPS-ul acela, sistemul acela de UPS-uri să devină generatoare, să devină un fel de storage pentru, uh, pentru rețele, și pentru a putea uh, păstra frecvența rețelei constante. Și mai mult de atâta, tot ca în numarea acestui, uh, aceste nevoi uh, pe viitor de, de computing, de digitalizare, chiar am citit zilele trecute de la Uptime Institute că uh, densitatea de, de pe, pe, pe unitate de RAC. La servere a crescut consumul de energie, de fapt, a, a unui server a crescut de la 300 de W pe un unitate la 600 de W pe un unitate. Tocmai și datorită computing. Vă imaginați ce, ce energie este disponibilă într-un data center, cu precădere, și care poate fi folosită ca și uh, rezervă de energie, ca și storici de energie pentru a. Pe de altă parte, tocmai datorită acestui concept. În momentul în care avem energie fotovoltaică disponibilă, o putem redirecționa către aceste sisteme de stocare, către aceste UPS-uri, care sunt și backup pentru centrele de date și ne putem uh, uh, prezerva sau putem folosi, sau cei care investesc în astfel de aplicații pot folosi uh, și pot vinde cu niște... Uh, cu niște sume importante și interesante, ca și e, profitabilitate, în momentul în care este nevoie de el. Spuneam mai devreme, fie că avem din eoliene sau din fotovoltaice, așa cum am făcut, și avem în momentul de față dezvoltate chiar în Europa, cu o companie foarte mare de care face data center în Europa, un astfel de sisteme de, de concept de sisteme care unitatea minimă este de 1,2 MW instalații. We make what work. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc de și eu pentru timpul. Sunt Mulțumesc. un pic curios că soluțiile pe care dumneavoastră le propuneți sunt foarte interesante, dar aș vrea să vă întreb, chiar dacă poate e un pic incomod, care este apetitul pentru ele în România față de alte geografii? și unde sunt câștigurile cele mai mari pe care le-am putea avea de eficiență prin implementarea asta. Știți ce este interesant? Că am văzut că din ce în ce mai mult în România este un, o nevoie și chiar în programul acela de PNRR este nevoie de digitalizarea României. Această digitalizare a României nu se poate face fără să existe centre de date. Mm -hmm. Și sunt chiar, cred că am citit zile trecute, în PNRR sunt cel puțin 3 sau 4 centre de date care sunt de ordinul megavaților, prevăzute pentru a fi făcute în viitor. Vorbesc doar specific pentru România, nu de alte, alte zone. Ceea ce face, plus că am înțeles că mai sunt și investitori privați care intenționează să să facă astfel de centre, de, de data centre pentru colocare. Ceea ce face, cred eu, că vor fi disponibili câteva zeci de megavați în storage-urile, în bateriile aferente acestor piesuri. Am înțeles. Mulțumesc. Uh, am văzut că erau mai devreme câteva întrebări în sală. Aș vrea să dau acum oportunitatea participanților dacă aveți întrebări. Eu sunt pregătit cu microfonul, doar să -mi faceți un semn și mă apropii de dumneavoastră. Aș face un mic follow-up la întrebarea domnului de mai devreme. Ți e posibil ca nu, uh, Petre Ciobanu, să fie persoana cea mai bună să răspundă. Cred că domnia sa se referea la o chestiune care ține de model de business da. și cred că tu ești mai degrabă specializat în zona de engineering, dar probabil că în echipa ta am putea, ar putea să identifice pentru noi. Și între... probabil un răspuns după. Nu. Perfect. Da. <laughs> deci, dacă între sunt timp, întrebări sau comentarii. Între mă rog, timp am obținut informația, colegii mă rog. din sală au asistat la întrebarea de și avem răspunsul. Nu este obiectul nostru de activitate asta, per total, în America. Da. Ori sunteți ESCO, ori nu sunteți. Sau atunci faceți parte dintr-un ESCO ca să debitați uh, tot curentul acela făcut din fotovoltaic. Admiter, nu cred că puteți să faceți așa ceva în America, din, punctul, din câte știu eu. Da, nu, nu cunoaștem legislația o... locală în America, nu putem, să, nu, putem, nu putem să ne pronunțăm, dar e posibil o întrebare că da. pur tehnică. Eu am mai lucrat pe niște proiecte acum 10-15 uh -huh. ani pentru demand Forecasting, special da. pentru piața americană. Da. De aceea v-am întrebat, că având în vedere că sunteți destul de mari, eu cunosc, adică se știe de dumneavoastră acolo, da. aici mai puțin, dar sperăm să. Păstrăm legătura, schimbăm cărțile de viză după ce încheiem conversația, Bine și înțeles. sigur, păstrăm legătura. Mulțumesc mult! Eu mulțumesc! A, încă o întrebare pentru domnul de la ITEN. Având în vedere că data center-urile respective au niște UPS-uri care funcționează ca niște baterii. În momentul în care spuneți că vreți să scoateți curentul din ele ca să-l folosiți altundeva, cât de mult va fi afectat data center-ul respectiv față de curent? Pentru că vin din zona de IT, din nou, încă o dată da. vă spun și atunci cunosc foarte bine când începe să nu mai aibă curent Știu. serverul meu. Sau... A, aveți perfectă dreptate, dar soluția pe care, o, o, care, se propune pornește de la ideea că data center sunt de regulă N plus 1 sau de N plus 1, Asta înseamnă că uh, backup-ul sau energia folosită într-un alt fel de data center, în special din UPS-uri, este dublată. Cam 50% din energia uh, care este stocată în baterii se folosește pentru deservirea data center, celelalte 50% se folosește pentru. E, practic este energie în exces. 1. 2. Timpul în care intră uh, backup de la generatoare este de ordinul, hai să zic, un minut maxim. Maxim un minut. E mult. Un minut. Am zis maxim un minut, da? <laughs> da. Asta înseamnă că, iar bateriile, așa cum sunt dimensionate, sunt între 5 și 10 minute în data center. Există un surplus foarte mare de energie care nu este folosit în momentul de față în data center. Data center. Și din acest motiv, împreună cu un mare producător de servicii, de IT din lume, nu-i dau numele pentru că n-am voie să fac disclosure la asta, sau generat soluții în care ei, când au nevoie de... Pentru că în sistem, puteți vorbi cu ceilalți colegi care știu mai bine de mine, decât mine, în sistem, ca să păstrez frecvența, nu am nevoie de energie decât de perioadul secundelor. Cred că un maxim un minut, două minute. Energia asta este, energia respectivă este foarte scumpă. Cred că e una dintre cele mai scumpe energii de care, de care are nevoie sistemul energetic, cea de a păstra frecvența în, într-un moment anume în timp. Și, prin urmare, soluția pe care au, au pregătit-o cei de la ITEN pentru UPS-urile high-end, adică UPS-uri care sunt de ordinul megawatts, are tocmai această posibilitate: să furnizeze, să stocheze energia de la fotovoltaice sau de unde o am eu și să furnizeze energia. În, în rețea, bineînțeles că acel data center sau acel uh, proprietar de data center trebuie să aibă și licență pentru a fi producător de energie. Sau cel puțin... Da, Dacă permiteți, încă o dată suntem în situație în care uh, tehnologia o ia înaintea tuturor celorlalte lucruri, adică ce înseamnă reglementare, business plan și așa mai departe. Tehnic se poate... Rămâne de văzut aplicabilitatea, inclusiv în România. Eu sunt la curent cu un proiect mare de data center undeva în vestul României, undeva Craiova, Arad, un, care are și parc fotovoltaic asociat. Probabil că acolo ar trebui să ia în calcul deja o soluție de felul ăsta, așa cum ar trebui să fie luată în calcul pentru noile data center-uri care urmează să fie construite, inclusiv cu bani din PNRR. Între întrebări, comentarii? Bună ziua, Monica. Oprea. Sunt și am o întrebare pentru domnul Ichimuaiei. Este ABB pregătită să susțină investiții în domeniul regenerabilelor în România? Și dacă da, în ce mod? Cum a fost în primul val de regenerabile și cum este în al doilea val de regenerabile. Suntem o firmă de tehnologie. S-a vorbit în firme de tehnologie. Toți cei din panel suntem firme de tehnologie. S-a vorbit în sesiunile în de dimineață despre faptul că firmele de construcții românești au, au căpătat experiență, că avem capacitate locală, cunoștințe, oameni încep să fie pregătiți. Din punctul ăsta de vedere, în primul val, vorbind despre primul val de regenerabile, îmi aduc aminte ca și un fel de glumă, după ce finanțarea era gata, totul era gata, s-apucau de construit parcul și după aia veneau investitorii și spuneau aveți în stoc celulele de 30 de kilovolți? Am nevoie într-o săptămână de ele. Nimeni nu ține pe stoc celule pentru aplicații speciale. Nu exista dialog cu firme de proiectare în avans. Acum, deja la al doilea bal, vorbim despre dialog cu firmele de proiectare în avans, înainte de a se ajunge la partea de implementare. Firmele de construcție și investitorii au văzut că îi costă mult mai mult ca să repare din mers, ca să de a în funcțiune un parc mult mai târziu și să piardă producția efectiv, să nu poată să vândă energie dacă nu fac planificarea din timp. Și din acest punct de vedere, noi suntem invitați în avans la, la dialog, la a da soluții tehnice, soluții uh, tehnic-comerciale, chiar vorbind despre disponibilitatea de, de livrare, de fabricație, în cât timp putem livra, cum se face punerea în funcțiune. Uh, îmi au caminte în 2012 era gata un parc eolian, dar stația de injectare în rețea nu era, uh, nu era încă pornită. Deci eolienele erau sus toate, dar stația nu era pornită. Cine poate să construiască o stație în trei luni? Greu de spus, da? Uh, acum vorbim... Avem, avem parcuri eoliene pentru care avem contracte și avem în fabricații celule de medie de tensiune de 30 de kilovolt în acest moment și parcul încă nu a început să se ridice. Vorbim, chiar săptămâna, săptămâna trecută o firmă de proiectare ne-a chemat la un dialog să le dăm sfaturi tehnice, cum pot să-și aleagă o soluție digitală astfel încât uh, cu uh, pe medie tensiune și pe joasă tensiune, astfel încât să le fie mai ușor în viitor pentru exploatare, pentru culegere de date, pentru... Uh, și acum revenind la întrebarea cum suntem noi pregătiți, în primul rând uh, suntem un partener de dialog. Suntem pregătiți de a uh, da sfaturi cu echipă tehnică aici în România și echipă de service și de punere în funcțiune, dar în același timp cu, uh, suntem pregătiți cu foarte multe fabrici și capacități de producție. Uh, fie că vorbim de celule de medie de tensiune, 30 de kV, 20 de kV, uh, primim, fie că vorbim despre integrarea EV cu producția de solar. Sunt investitori în solar care vin la noi și spun: Uite, am, un, am o producție de 500 de kW sau de 1 MW. Aș vrea să instalez lângă parc, nu mai plătesc <t> transport, distribuție, să instalez stații de, de, de încărcare pentru vehicule electrice și am nevoie de la voi de o soluție tehnică. Cum ne puteți. A ajuta și atunci venim cu, cu expertiza tehnică. Având foarte multe stații de încărcare instalate în România și în exploatare, din punctul ăsta de vedere, avem. Așa suntem pregătiți. Și foarte important, aș mai vrea să adaug ceva pentru industria românească. Spre deosebire de primul val. Uh, în acest moment avem și producători locali care produc echipamente, fie că vorbim de containeră, fie că vorbim de alte echipamente și care integrează produse de la noi. Și suntem în, în uh, colaborare foarte strânsă, astfel încât să-i ajutăm uh, și prin uh, livrarea de componente să fie cât mai mult. Uh, uh, Asta scurtează de fapt timpii de implementare, este un plus valoare pentru piața din România, așa că soluțiile noastre se găsesc cam peste tot în ceea ce înseamnă nou val de regenerabile integrat cu nou val de e-mobility. Micte, dacă-mi permiți un comentariu, răspunsul lui Constantin Ichimae vine la distanță, oarecum, ca un răspuns la întrebarea Elenei Popescu de la Electra Renewables. Mie. În panelul 2, întreba câți dintre dumneavoastră sunteți pregătiți, aveți în echipa din jur, cea cu care lucrați, oameni care au fost în primul val și vin acum cu experiența de acolo. Răspunsul atunci a fost destul de uh, tulbure, pe de-o parte nu prea s-au făcut lucrurile cum trebuie în primul val, sau au dat câteva exemple. Și aici, într-un fel, e un ecou bun pentru că și tu, Constantin, Ichi, mai spui am învățat ce să nu facem, sau am învățat cum să facem diferit și ai continuat atât. Am învățat cum să anticipăm, nu să reacționăm. Foarte important. Un câștig foarte bun. Întrebare, un comentariu, mi s-a părut că văd un semn undeva. Mi-a făcut... Ah, ok, vine aici. Bună ziua, eu sunt Edoar Farise, de la firma Energolup. Aș vrea să vă întreb în privința sustenabilității trecărilor, cu cât se mărește necesarul de sol pentru a putea să montăm, da, privind axa dublă? Se mărește cu aproximativ 20%, poate chiar 30% în funcție de configurația terenului practic mărești suprafața pentru același kilowatt pic, să spunem, pentru același număr de kilowatt pic. Dar energia produsă, că e foarte important, energia produsă de fapt e outcome-ul outcome, -ul, outcome -ul final sau rezultatul final al parcului fotovoltaic. Poate fi la fel de mare sau chiar poate mai favorabilă pentru un sistem de tracker pe aceeași suprafață ca și sistemele fixe. Sper că vă răspunde la întrebare dacă nu putem să detaliem împreună după aceea. Detaliem după, mulțumesc mult. Mulțumesc. Okay, dacă am înțeles eu bine, scrii suprafața, produci mai bine, și atunci îți alegi de fapt o soluție mai mică, nu? P -p Ca uh... păstrezi suprafața, să spunem, mm. sau eu știu, o dimensionez, o supra-dimensionez foarte puțin față de sistemul fix, uh, micșorez numărul de vați instalați, de vați pic instalați, dar producția dar rămâne similară, producția sau, mai rămâne similară mai? sau poate chiar mai bună, depinde de, de, de coordonatele geografice ale instalării sistemului respectiv. Double Axis, sistemul Double Axis, ca să continui un pic discuția, sistemul Double Axis nu este specialitatea noastră, nu, nu, să spunem, nu suntem concentrați pe el pentru că plusul de valoare comparabil cu Single Axis nu este drastic îmbunătățit. O scură întrebare aici, din în partea mea. Deci, chiar dacă capacitatea totală instalată este mai mică, Capex totul este un pic mai mare din cauza costurilor acestui sistem. Nu? Da, un pic mai mare. Da, dacă e în calcul producția totală, de fapt, ești pe Ești pe plus. Return da. investment în cazul cu tracker este net superior, am adică văzut mai mic. 20% sau mai da, da, da. Ok. Unteva exemple foarte concrete de beneficii am văzut și la geminox și la dumneavoastră, și foarte concret. Mulțumesc mult! Întrebări, comentarii? Salvarea mea, ești tu mic, Nathan. Dacă nu mai sunt întrebări, da, aș, aș avea eu una care este un pic legată de această conversație legată de primul val al al doilea. Suntem, practic, la începutul provocării pentru, mai ales, 2030. Vorbim de 2035, practic, momentul din care nu mai putea produce mașini cu combustie internă în Europa. Vorbim de o țintă de, probabil, 45% energie regenerabilă la nivelul Uniunii Europene pentru 2030. Rămâne de văzut la vară în ce se va traduce și într-o țintă pentru România. Sunt curios, având de vedere magnitudinea acestei provocări, cât de pregătite sunt companiile dumneavoastră pentru a face față, atât din vedere al personalului, cât al know-how-ului, cât, cât de mare este, este această provocare? A, aș vrea să. De tot de toată lumea no, este no. întrebare. Uh, la nivelul grupului. Doar în divizia de electrification pe care o reprezentăm joasă, medie, de tensiune și ev charge avem în acest moment peste 100 de fabrici. Am deschis cea mai mare fabrică de ev charge din Italia cu o capacitate de producție de peste 10.000 de ev de putere în Italia. S-a deschis luna trecută și a început producția la o fabrică similară în America, deci ceea ce înseamnă ce se produce în Italia rămâne mai mult pentru noi, ca să vă dați seama de capacitatea, vorbind de EV chargere, în acest moment avem instalate peste un milion de EV chargere la nivel global. În luna februarie s-a bătut clopoțelul că avem peste EV cu numărul un milion. Vorbind despre Uh, medie tensiune avem fabrici pentru celule de medie tensiune de distribuție primară adică care se montează în stațiile de transformare uh, distribuție primară cu SF6 fără SF6, distribuție secundară iar pentru valul de uh, de, uh, de, de solar uh, am dezvoltat pe lângă gama de produse de joasă tensiune, pornind de la întreruptoare până la 6300 de amperi, separatoare, contactori, relee de monitorizare, izolație și toată gama pe care o avem noi, am dezvoltat și produse, gamă completă de produse, până la 1500 de volți în curent continuu. Deci pentru cei care dezvoltă aplicații până la 1500 de volți în curent continuu pe solar, avem gama completă de, de protecții, comandă și control. Pentru noi, ținând cont de obiectul de activitate, lucrurile sunt mult mai simple, că pe zona de software, în principiu, construiești o soluție după ce ai identificat necesitatea în piață, o validezi cu un client, iar apoi o multiplici pe un număr de clienți. Da, într-adevăr. Întâlnim în prezent provocări în piață, în special în zona de echipamente, zona de hardware. IT-ul crește și el, nu-i vorba doar de partea de IT pentru aplicații industriale, tot IT-ul crește și atunci, da, zona de hardware e o provocare și probabil va fi în continuare. Prin data centers, cum am auzit mai devreme, cu astfel de soluții integrate? Prin data centers, într-adevăr, se va schimba paradigma, pentru că probabil se va merge către soluții cloud și atunci lucrurile se vor optimiza, să zic, semnificativ din punctul acesta de vedere. Dar la noi aici mai e și o, să zic, problemă de mentalitate până toți clienții vor conștientiza utilitatea și eficiența unei soluții cloud mai durează un pic de ducare a pieței. Portofoliul companiei pe care le reprezint nu relaționează cu astfel de soluții, să spunem. Dar am o părere ca specialist în, în, energie și aș putea să spun următoarele. Um, EV chargerele sau sistemele, mașinile electrice în momentul ăsta pot ajuta la balansarea, balansarea Um, cum îi spune, infrastructurii de transport a energiei. E foarte simplu, foarte simplu să spunem acum, gata, ne apucăm și construim panouri solare. Facem, obținem ATR-uri, punem panouri solare în toată România, o umplem, dar ce ne facem cu infrastructura? Că asta e un lucru foarte important. Infrastructura gestionată în momentul ăsta de transelectrica nu poate fi, um, să spunem, nu poate absorbi toate ATR-urile care în momentul ăsta sunt deschise sau care sunt în lucru. Și eu bănuiesc sau estimez că la un moment dat, nu mai o secundă să termin ideea, bănuiesc că la un moment dat EV chargerele și mașinile electrice vor face de fapt, vor participa de fapt la balansarea, cum îi spune, balansarea rețelei și nu numai. Vor avea un input foarte bun. Din punct de vedere al exploziei mașinilor electrice va fi un vârf în câțiva ani de zile. Probabil că Uniunea Europeană ne va menține sus. Dar nu va, nu va rezista părerea mea. Nu. Da, îmi revin. N-ați fost de dimineață când doamna de la Ministerul Energiei a spus că până la 10 gigavați trebuie să dezvoltăm până în 2027. Deci 10 gigavați și din punctul meu de vedere, văd că mai avem asta, nu cred că actuala rețea îl poate susține. Dar, da, probabil că există soluții, poate nu știm, și se vor implementa. Deci dacă nu intră, o să continui ce a spus dumneavoastră, nu o să contraargumentez ce a spus dumneavoastră, dar o să continui. Dacă nu intră într-un plan de reziliență și dezvoltare infrastructura existentă, atunci cei 10 gigavați cu siguranță nu vor putea fi absorbiți și soluția va fi energia electrică consumată de către autovehicule, adică mobilitate. Și asta pe termen scurt. 250 termen scurt. de climatică în România înseamnă peste 50 de de regenerație. Nici nu mai vorbim de asta. De Eu 10 estime... ori mai mult decât este momentul de față. exact, Așa că... exact, exact. Mulțumesc mult. Mulțumesc. Da, pentru Geminox, datorită structurii acționariatului, aveam, să zic așa, acces la cei mai importanți producători din zona de structură de montaj, panouri fotovoltaice, însă ce am urmărit înc încă de la început, să alegem acei producători pe care ne putem baza și ca și expertiză, know-how cu, cent cu partea de research and development foarte bine dezvoltat. Adică am ales Clean Energy pentru că e o companie fondată în Australia în 2007, din 2015, listată la bursă cu expertiză foarte mare în zona de sisteme de montaj și bă, foarte multe proiecte realizate peste tot în lume. La fel, am ales un partener și am ales Huawei datorită faptului că are partea de, 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 de reparație în, în România, da, intervenții și așa mai departe. Mentenanță. Am ales doi dintre cei mai importanți producători Taiwan panouri. Mergem în continuare pe alegerea, pe alegerea celor mai bune soluții pentru partenerii noștri. Și noi am trecut prin valul 1, am văzut și am învățat, iar considerăm că este important să susținem prin acțiunea noastră companiile din România. Credem că aceste companii care lucrau în zona de instalații electrice s-au autorizat și ele odată cu trecerea timpului și sunt pregătite să ducă proiecte importante cap-coadă. Iar noi suntem aici să le oferim materialele de care au nevoie. Ok. Pentru Ethan, răspunsul la întrebarea noastră este Bright Layer. Pornind de la produse pe care le avem, începând de transformatoare de... de medie spre, de joasă spre medie tensiune sau invers de medie spre joasă tensiune până la 3.150 de, de KVA pentru aplicații solare ponind de la celule care sunt fie cu 36 KV fie cu 20 de KV pentru aplicații solare ponind la echipamente aferente pentru partea de comutație și protecție pe aceea continuând cu softurile necesare pe care noi le avem și interconectivitatea lor credem că suntem, de, suntem foarte pregătiți pentru asta. Pentru cei 5.000 de, am zis că sunt vreo 5.000 de, mega, de megawatts în momentul de față, ca și pe, la nivel de fotovoltaice și eoliene, atât din perspectiva proiectelor, cât și din perspectiva celor aprobate deja, disponibile în România, ca fiind, să se facă pe termen lung. Însă, așa cum spuneau și colegii mai devreme, trebuie să, și noi am dezvoltat lucrul ăsta, cel de, de predictibilitate, de forcastare a proiectelor, în așa fel încât să putem fi în stare să răspundem și să dăm materialele, pentru că, în continuare, chiar dacă există un, un mai bun comportament al companiilor care au fost în primul val, să știți că și ei se lovesc de diverse alte lucruri în piață. Ba, găsește un tip de. de, de nu de charger, de. de de inverter. Acum bare o tensiune, bare de 600 de volți, bare de 400, bare de 800 de volți și până se găsesc lucrurile astea, este important să știi exact ce fel de produs folosești. Merea, Mulțumesc, dar rețin mesajul că mediul de afaceri din România este pregătit. Urmează autoritățile, operatorii de distribuție, de transport să-și facă treaba și ar trebui să reușim să ne atingem obiectivul. Mulțumesc foarte mult vorbitorilor, mulțumesc, Micnea, pentru moderare. Dacă vrei un ultim mesaj, un comentariu final, înainte de a face și eu un comentariu meu pe întreaga zi. Eu mi-am tras concluzia că mediul de afaceri este pregătit, rămâne și. Cel puțin pregătit. acela care este prezent aici. Ne bucurăm să vă avem alături. Mulțumim tuturor partenerilor care au făcut posibil acest eveniment și dumneavoastră care ați rezistat cu brio până la ora asta într-o zi foarte lungă și foarte densă. Am ales pentru a închide ziua comentariul meu să nu fie cum se întâmplă în general o selecție de idei dintre cele pe care le-am auzit și o provocare la o ultimă conversație în acest format la cafea imediat după ce ne ridicăm de pe scaune pe tema pe care ați deschis-o mai devreme. E pregătită rețeaua să primească noile regenerabile despre care vorbim? Mai degrabă părerile erau sceptice. Nu, nu o să fie pregătite pentru 5.000 în câțiva ani, pentru 8.000 în mai mulți ani, pentru 50.000 în 2030. Și vă provoc spunând, eu cred că va fi pregătită, pentru că luați în considerare că aceste capacități pe care vorbim vor veni, vor fi instalate în ani, în niște ani în care vom închide niște capacități pe cărbune, clar. În următorii 10 ani, după ce închidem cărbunele, mai închidem și gazul. O să avem capacități libere, să zicem. Între timp, Transelectrica își va face o parte din treaba pe care și-a asumat-o. Sunt niște planuri, unele dintre ele. Adăugați la acestea că sunt soluții de tip software și de management al tranzitului de energie în rețele, nu doar în România, ci pe toate rețelele în care suntem conectați. Eu cred că de aici va veni o mare parte din răspuns pentru provocările de acceptare a capacităților noi instalate, și anume modalități mai deștepte de a mișca curentul prin rețele. Sigur că e nevoie de investiții și în fizic, fără discuție, nu nega asta, dar uh, încerc să vă provoc pentru o ultimă conversație în minutele care urmează. Aici se închide conferința noastră. Mulțumesc foarte mult tuturor. Planificăm să avem una similară în toamna acestui an, încă o dată cu parteneriatul Ambasadei Marii Britanii în România, încă o dată cu susținerea dumneavoastră, într-o sală probabil mai mare. Mulțumesc.